Bine te-am găsit la ora de condus pe zăpadă. Die Fahrstunde bei Schnee sau examenul practic pe zăpadă. Acum s-ar putea ca tu niciodată să nu fi condus pe zăpadă, iar examenul pică ghici când? Atunci când ninge. Te rog să nu-ți faci griji, urmezi câteva sfaturi pe care eu ți le dau, pe care ți le dă și instructorul tău și chiar examinatorul. Ai grijă, te rog, indicatoarele sunt toate acoperite de zăpadă, deci nu vei vedea la timp unde te trimite examinatorul, pentru că nici nu le poți citi. Așa, acum, după cum vezi, aprinde-te rog sau pornește din timp ștergătoarele ca să ai o vizibilitate mai bună. Cu ce începem noi? Începem, de exemplu, atunci când tu conduci, este bine să îți eliberezi mașina de zăpadă. Dein Auto frei von Schnee machen. Exact așa, dacă te urci în mașină, până când tu ți-ai pornit tot, geamurile aburesc. Die Fenster sind beschlagen, du musst die Lüftung einschalten. Tu trebuie să deschizi aerisirea. Für die Frontscheibe, pentru geamul din față, und für die Heckscheibe, pentru geamul din spate. Trebuie să știi unde sunt acestea. Achtung, Räumungsfahrzeuge sind unterwegs. Ai grijă, cei care curăță strada sunt pe drum. Apoi să nu uiți să îți aprinzi luminile necesare. Ablendlicht einschalten und Nebelscheinwerfer sunt farurile de ceață din față. Și examinatorul te va întreba acest lucru. Bitte fahr vorsichtig, halt Rechtsabstand. Te rog, conduc cu grijă, ține distanță pe dreapta. Wenn draußen Nebel ist, dacă afară este ceață, pornește, te rog, și Nebel Schlussleuchte. Pornește și lampa, farul de ceață din spate. Achtung, ein Unfall, ai grijă, este un accident pe stânga. Dacă vei vedea aceste indicatoare, de exemplu, Schneeketten sind vorgeschrieben, atunci lanțurile de zăpadă, tu ai voie să conduci numai cu lanțuri de zăpadă și cel mult 50 la oră. Și le pui, te rog, pe roțile de tracțiune și pentru că toate școlile de șoferi au tracțiunea pe față, le pui pe cele două roți din față. Deci, 50 conduci cel mult cu roțile de zăpadă și cel mult conduci când ai aprins farul de ceață din spate, Nebel Schlussleuchte. În rest, ce este important pentru tine? Să, deci, ai urcat, știi ce să faci cu ștergătoarele de parbriz, știi să dai drumul la aerisire, știi să ții distanță, halt Abstand zu dein Vordermann, ai grijă să ai distanță către cel din față, distanță pe dreapta, die Fahrbahn kann rutschig sein, carosabilul poate fi alunecos, vermeide schnelle Lenkbewegung și te rog să eviți să dai prea repede din volan. Genauso nutze mehr die Motobremse. Exact așa folosește mai mult frâna de motor. Wenn es glatt ist, kannst du in den zweiten Gang anfahren. Dacă afară este alunecuș, este ghețuș, este mai bine să pornești în treapta doua de viteză. Vermeide im Winter die Handbremse anzuziehen, wenn du parkst. Nu folosi atât de mult frâna de mână, deci după ce ai parcat, nu trage frâna de mână, pentru că poate îngheța și nu poți pleca mai departe. Aufpassen beim Parken. Ai grijă când parchezi, deoarece nu prea vezi bordura și la examen este puțin mai dificil.
genauso musst du aufpassen, da die Fahrbahnmarkierungen verdeckt sind. Exact așa trebuie să ai grijă că marcajele pe carosabil sunt acoperite de zăpadă. Hier langsamer werden, aici trebuie să vii mai încet, jetzt nach links gucken, ist alles frei, du kannst rausfahren. Te uiți la stânga, totul este liber, deci poți merge mai departe. Blinken nicht vergessen, nu uita să semnalizezi la dreapta, un Schulterblick și întoarce, te rog, capul. Trebuie să știi, cu toate că avem ora 7:24, foarte multe examene se pornesc sau încep la 7:30. Așa că poți avea examenul nu numai pe zăpadă, îl poți avea pe zăpadă și noaptea. Bineînțeles că vizibilitatea este mai redusă, vezi mai greu pietonii, vezi mai greu strada, deci este puțin un examen mai greu. Vorbește, te rog, cu instructorul tău și dacă nu ai condus așa de multe ore noaptea, pe ploaie, pe zăpadă, roagă-l să-ți pună ora de examen mai târziu, pentru că tu ai dreptul să îți ceri ora ta de examen atunci când tu vrei, da? Deci, ce să-ți mai spun, cred că ți-am povestit o grămadă de lucruri pe care tu le poți face. Du weißt jetzt, was es dazu beachten ist, deci știi de ce trebuie să ai grijă. Important este să conduci mai încet, să ții distanță, iar în cazul în care tu crezi că ai o problemă oarecare, spune-i, te rog, instructorului și chiar examinatorului. Ai grijă să știi să folosești tot ce ai la mașină, începând de la ștergătoare, începând de la aerisire, începând de la aerul condiționat, de la eliberarea oglinzilor de gheață și așa mai departe. Eu cred că ți-am dat ce a fost mai important, ce trebuie tu să știi. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești. Eu îți doresc mult succes la orele de condus, mult succes la examen, iar dacă ai întrebări, te rog, pune-le sub acest videoclip și eu pot repeta în germană și în română, îți pot repeta toate aceste cuvinte pe care tu trebuie să le știi și să le înveți. Toate cele bune și mult, mult succes!